Purtătorul de cuvânt al PSD Gorj, Anca Bordușanu, a anunțat că nu dorește funcția de director al Oficiului Județean pentru finanțarea investițiilor rurale. Bordușanu recunoaște că a avut discuții cu liderii partidului pe această temă, însă a refuzat propunerea. Ion Gruiescu este un alt nume vehiculat pentru postul ocupat până de curând de Gheorghe Cocină, fostul primar din Negomir, fiind încântat de posibilitatea preluării acestei poziții. Poziția de director la OFIR Gorj le-a făcut cu ochiul mai multor socialdemocrați, însă chiar dacă Gheorghe Cocină s-a pensionat, postul mult râvnit nu a fost ocupat de un membru de partid. Numele Ancăi Bordușanu a fost vehiculat pentru postul respectiv, însă actualul purtător de cuvânt al PSD Gorj a refuzat propunerea. Dar dumneavoastră vă doriți persoana respectivă? Au fost într-adevăr discuții timide pe acest subiect, iar în momentul de față vă spun că nu-mi doresc această funcție. Postul de director al OFIR Gorj a devenit atrăgător după pensionarea lui Gheorghe Cocină, mai ales că salariul depășește 10.000 de lei pe lună.